So the doctor finally came in for the final release. Așa că doctorul a venit în cele din urmă. He explained to me how the diagram shows clearly that I have gallstones, they must have surgery. Mi-a explicat clar cum diagramele arată că am calcul biliar, că musai trebuie să facem operație de scoaterea vezicii biliare. And I asked the doctor that after I do my gallbladder cleanse, my natural treatment. Și i-am spus că după ce o să fac un tratament de eliminare a calculilor, can I come and have another scan, you know, dacă to look at my gallbladder? Mă primesc să mai fac o dată o ecografie și să văd dacă mai am sau nu mai am acele piele. And he said no. Și a spus nu. Because you're going to have to come back for surgery. Pentru că trebuie să vin înapoi pentru operație, nu pentru ecografie. And talking with a number of people, vorbind cu un număr de oameni, I find that they many people have go through the gallbladder cleanse. Am aflat că mulți au făcut tratamentul de eliminare a pietrelor. And in 6 months they have gallstones again. Și în 6 luni deja aveau pietre la loc. And then they end up having gallbladder surgery anyway. Și până la urmă tot au ajuns la operație. However, vesica cu tot. I began reading the book. Și așa că am spus, am luat-o serios cu carte, să citesc cartea. And I learned a lot of things about the gallbladder. Și am învățat o mulțime de lucruri despre vezica biliară. I went home, I did a lot of research on the gallbladder. Când am ajuns acasă, am făcut o mulțime de investigații pe tema vezica biliară. What is going on in this body? Ca să învăț eu cum e treaba cu ce se întâmplă în trupul ăsta al nostru. Now one thing the doctor said as I was leaving the hospital. Mi-a spus doctorul pe măsură, deci la momentul la care părăseam spitalul with my gallbladder, cu vezica la locul ei. The doctor told me. Mi-a zis doctorul. He says I used to work at the sanitarium hospital. Zice lucram cândva la sanatoriu. And I know you Adventists like to eat nuts. Și știu eu că voi adventiștii vă plac nucile. And you like to eat avocado. Și vă plac avocado. And for you now no more avocado and no more nuts. Și pentru tine s-a terminat și cu nucile și cu avocado. And you know he was right. Și știți dumneavoastră că avea dreptate. Because if I were to eat the avocado, pentru că dacă aș fi mâncat avocado, guess what I would get? Ce aș fi primit eu? I'll get the pain again. Te lua criza aceea grozavă. Because pentru că it's trying to expel the gallstone. Încearcă să își facă treaba, pleacă, mă rog, calculii și te complici. I read in the book. Am citit acolo six days. Că îți ia 6 zile. You need to drink apple juice for 6 days. Trebuie să bei suc de măr 5 zile. 1 liter of apple juice for every day, 6 days. 1 litru de suc de măr pe zi, 6 Because zile. That softens the gallstone. Pentru că acest suc înmoaie calculii. Yeah. And so I began, I went straight and got my apple juice. Așa că m-am dus direct să-mi iau sucul de, să fac suc de apple juice. Am început să-l beau. I didn't eat too much, I began a little bit. Mai mânca, doar așa de formă. No avocado. Fără avocado. No oil. Fără ulei. I began eating my salads, no oil, no dressing. Salate fără niciun ficătură de ulei, fără niciun fel de dressing. And at the missionary school that weekend, la școala misionară, în acel sfârșit de săptămână, my wife began a 10-day program of only raw foods. A început un program cu studenții de 10 zile doar cu mâncare crudă, crudivor. And I also began raw food. Și așa că m-am asociat și eu, gata, mâncare crudă. And on Saturday night. Și sâmbătă seară. Came the final night. Era seara finală. And now I have to finish my apple juice. Trebuia să beau ultima asta cu sucul de mere. And there's other things you're supposed to do. Și sunt alte lucruri pe care trebuie să le faci. With olive oil and all that kind of stuff. Așa, cu ulei de măsline și cu tot. Teribil. And at 10 o'clock at night. Și la 10 noaptea. I drank the final potion. Am băut ultimul pahar cu din asta. You drink it down. Trebuie să-l bei deodată. One drink. Dintr-o singură înghițitură. And you lay down to go to sleep. Și te așezi ca și cum ai vrea să dormi. And the next morning, dimineața următoare, things start coming out. Chestiile alea au început să iasă afară. And I got rid of a lot of things.
și am căpătat o mulțime. Mai una se vorbă. I got some pictures too. It's right here. Thank you. Now, one thing about gallbladder. Acum, ceva despre acest vezică. I learned that the problem with the gallstones is not the gallbladder. Am înțeles că problema cu acești calculi care se formează nu este problema cu vezica. The gallstones have nothing to do with the gallbladder. Deci n-au nimic de a face cu vezica biliară. They have nothing to do with the gallbladder. N-au treabă. It has to do with the liver. Treaba este cu ficatul. The problem with the gallbladder se întâmplă că fiera is that it gets stuck in the gallbladder. O lecistă. Da. It gets stuck in the gallbladder. Deci acești calculi se opresc, sposesc acolo. So what happens when you remove the gallstones from the gallbladder? Deci ce se întâmplă când dai afară din colecist aceste pietre? The liver fills it up with more gallstones. Deci o problemă. Ficatul dă drumul la următoarea serie și îl umple la loc, yeah, colecistul, cu alte pietre. And so if you clean your gallbladder again, și așa că mai cureți odată vezica biliară, what happens? Și ce se întâmplă? Your liver fills it up with more gallstones. Ficatul dă drumul la alte pietre, yeah, și se umple la loc. So what do you have to do? Așa că ce ai de făcut? You have to keep going through the cleanse. Trebuie să repeți această curățire once every 4 weeks, o dată la 4 săptămâni, for about 12 months. Pentru un an de zile, adică 12 luni. Yeah. And so many people told me, așa că mulți oameni mi-au spus, I've done the gallstone cleanse. Mi-am făcut curățirea vezicii biliare. And after 6 months, și după 6 luni, I had my gallbladder taken out. A trebuit să mă duc să mă operez, să-mi scoată vezica cu tot. And they said, in 6 months, you will get yours out. Și așa că peste 6 luni stai liniștit, că și tu te duci să-ți operezi, să-ți o dea. Now I'm at a year and a half. Acum deja a trecut un an și jumătate. Stăgea mea gallbladder. Și încă am vezica cu mine. Oh, show you something. Vreau să vă arăt. The very first, primele. Cleanse. The problem is that when the gallstones come out, deci când ies aceste pietre, they end up with they come out green. Ies verzi. And then after a little bit of time with air, they turn brown. Și din ce trece vremea devin maroni. Well, that was my first cleanse. Deci așa a ieșit din vezică prima dată. It's a little dish about that big. Deci recipientul era cam cât a arătat fratele. Full of little bitty stones. Și era nu plin pe fundul lui cu tot felul de astfel de pietricele. Now, 4 weeks later, 4 săptămâni mai târziu, I did another cleanse. Am mai făcut o curățire. And this time, și de data aceasta, there's some interesting things. There's a little green there. Nu? Sunt și ceva mai verzui printre ele. Well, you see, that stuff stinks. Deci, da. Miroase foarte urât. You see that big one there? Vedeți cât de mare era față de degetul lui. There, deci, degetul mare. That was my second. Asta înseamnă că una dintre pietre era de mărimea degetului mare a fratelui, nu? And then, my third time, și cea de-a treia oară, these are really green. Asta chiar că erau verzi. Look how big it is again. Uitați cât de mare poate fi. That big. Așa, cât ultima falangă de la degetul mare. And I tell you what. Aș vrea să vă spun. No, a lot better. Mă simt mult mai bine. I quit taking photographs after that. I stopped taking photographs after deci, this one. După această curățire n-am mai făcut poze la cea right mai now, actually, I need to go through a few more cleanses again. Deci evident că o să mai repet această curățire de câteva because ori. Because God gave us all of our body parts.
Pentru că Dumnezeu ne-a dat toate părțile componente ale organismului nostru dintr-un motiv. You know, we as a people have been given so much information. Ca popor am primit atât de multe informații. And we don't realize that the God that we worship și nu ne dăm seama că Dumnezeul căruia ne închinăm is a God that is concerned with our health. Este un Dumnezeu care e interesat de sănătatea noastră. In 3 John verse 2 it says, a treia Ioan 2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Prea iubiților, vreau ca toate să vă meargă bine și sănătatea voastră să prospere așa cum și sufletul vostru. God is interested in our health. Dumnezeu e interesat de sănătatea noastră. Also given us the natural remedies with which to do it. Și Dumnezeu ne-a dat la îndemână și tratamente naturale pe care să le facem. How many of us are so eager to go to the medical profession for everything? De câte ori se întâmplă că alergăm la doctori pentru orice lucru. No, I needed to go to the doctor to see what's going on. Evident că și eu trebuie să merg, pentru că trebuia să știu ce pățesc. You know, but how many of us are willing to give up anything? De câte ori se întâmplă că dintre noi suntem gata să renunțăm la orice? You know, some years ago when I was living in Atlanta, Georgia, câțiva ani în urmă, când locuiam în Atlanta, I met a man who was very sick. Am întâlnit un om foarte bolnav. He was about to die. Era aproape pe moarte. They had done a kidney transplant. I-au făcut transplant de rinichi. He was getting 120 ICUs of insulin every day. Făcea 120 units of insulin every day. 120 de unități de insulină pe zi. He came in on a wheelchair. A venit pe scaunul cu rotile. And this clinic that my wife was working in, și clinica la care soția mea lucra, it was a raw food place in Atlanta. Era în legătură cu mâncare crudivoră undeva în Atlanta. The man used to be a millionaire. Omul fusese milionar. And he had spent all his money on health. Și și-a cheltuit toată averea pe sănătate. And he came to that program there. Și a ajuns la acel program. In 3 days, în 3 zile, he stopped using insulin. S-a oprit să mai folosească insulină. No more insulin after 3 days. După 3 zile. At the end of 1 week, după o săptămână, he began to walk. A putut să meargă pe picioarele lui. I met him a year later. L-am întâlnit un an mai târziu. And he was running. Și putea alerga. But he had to remain on raw foods for the rest of his life. Dar a trebuit să rămână pe hrană crudă pentru restul vieții. There are so many things that the world knows today. Sunt atât de multe lucruri pe care lumea le știe astăzi. That we have had in our midst for years. Care lucruri noi le-am avut în mijlocul nostru de ani de zile. Only problem is, baiul este believe what we have. Că noi nu credem. And just in my own personal experience, chiar în propria mea experiență, to see that I'm still healthy, să văd că sunt sănătos, I can eat my avocados again, că pot să mănânc avocado fără restricții, eat my nuts again, și nucile preferate, but knowing that we have to go through cleansing, dar știind că trebuie să facem niște curățiri. Continuare, de asemenea vom asculta un moment muzical. Rugăm doamna profesoară împreună cu Viorica să mai laude pe domnul cu ei, după care din nou fratele Peter va